Forfotă mare la parterul primăriei din Colonești. Miroase îmbietora mâncare gătită cu legume proaspete. Nu e vorba de vreun banchet în instituția publică, ci de o zi obișnuită la Centrul pentru Copii Minori. Acesta a fost amenajat printr-un proiect fare, funcționează cu succes și este o oază de civilizație, educație și dragoste pentru 20 de copii necăjiți din comună. Este ora prânzului. În clădirea primăriei Colonești, agitația este întoi. Angajații centrului de zi pentru copii minori se pregătesc parcă pentru musafiri. Scaunele, mesele și jucăriile sunt așezate într-o ordine perfectă. Pereții sunt vopsiți în culori vesele, au desene și afișe. Televizorul abia așteaptă să fie pornit pe desene. În câteva minute trebuie să sosească și copiii. Microbuzul îi ia de la școală și îi aduce aici. La centrul de zi Colonești sunt 20 de copii. În fiecare zi copiii vin la centru la ora 12, îi aduce mașina, microbuzul, servesc masa, deci au felul 1, felul 2 și desert. Apoi venim în sala de joacă, sala de făcut teme, așa, unde copiii își fac temele, se uită la televizor, se joacă. Sala de zi se umple de copii, trec pe lângă noi și nu este unul care să nu spună Hristos a înviat. Musafirii îi intimidează, își pun ghiozdanele pe scaune și rămân în picioare. Zâmbesc rușinați, au tot venit oameni pe aici, dar nu prea au văzut microfoane și camere de luat vederi. Unii dintre ei nu au ieșit niciodată din sat, sunt cazuri disperate. Aici mănâncă și mai primesc pachetel pentru seară. Li se face baie, le sunt spălate hăinuțele, sunt ajutați la lecții, mângâiați și iubiți. Ce faci tu aici în centru? Mă joc, fac temele, mănânc și după aia mă joc și după aia... Iar te joci? Da. Câți frați ai? Trei fete. Și sunt eu. Acasă sau aici? Una e la Bacău și una e la Sprea și una e aici. Câți frățiori mai ai? Eu mai am unul. Și ești el în centru? Nu. Numai tu vii? De ce vii aici? Îmi place. Ce-ți place? Place să fac temele, să mă joc. Cu cine te înțelegi cel mai bine aici în centru? Cu toți copiii. Da? Nu te ceri cu nimeni? Nu. Și când pleci acasă mai ai teme de făcut sau termini aici? Termin aici. De când vii aici? De mult. De când s-a deschis centrul? Câți frățiori mai ai? 7. Și mai vine vreunul în centru cu tine? Da. Ia. Sora ta mai mare? Mamă cu una mai mare în clasa 8-a. Și cei mici sunt acasă? Toți. Tu mai faci și ceva treabă acasă când te duci? Da, da. Ce faci? Fac curățenie cu mamă, spăl vasele. Centrul deschis printr-un proiect fare, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costat 56.000 de euro. Prin proiect s-a asigurat finanțarea timp de 6 luni, după care a trecut în administrarea locală. Primăria Colonești cheltuiește anual 90.000 de lei pentru el și copiii din satul nou vor beneficia de un centru de zi. Cel puțin aceasta este speranța primarului Valentin Mârzac. Pe 31 martie a depus un proiect cu finanțare europeană în valoare de 350.000 de euro. Centrul ar putea să aibă peste 3.000 de metri pătrați și să asigure și servicii sociale. Totodată, acolo își va găsi locul și un cabinet medical modern pentru consultații.